Bunie Monelli, bunie Prada Ială, nu numai scopurile și planurile noastre, ci și toate dorințele și posibilitățile. Sănătatea nu se poate oferi doar prin dar. Nu se poate cumpăra, nici chiar să o moștenim, nu e posibil. Ea trebuie doar păstrată. Trebuie să învățăm să trăim în lumea aceasta în armonie. Iar încât ne daune, nici nouă, nici mediul înconjurător. Și atunci avem dreptul să pretindem la darul cel mai de preț. Să vorbim despre sănătate. Cum să facem astfel? Cum să facem astfel încât să trăim fără să ne îmbolnăvim? Să pierdem calitatea vieții, concomitent, să muncim eficient, să ne dezvoltăm și să primim de la viață maximum de energie. Toate aceste lucruri vor încerca să le descopere elevii claselor a 5-a a 9-a, în cadrul TVC, genericul mod de viață sănătos. Până începe noi concursul, vă prezint întâi de toate făcătorul de dreptate. Se prezintă acum în jur. Vivo la! Pomoșac Nina. Roșca Elena. Brânză Valentina. Astăzi, la concursul nostru, vor participa cei pasionați de farme cu lipsa și pentru sănătate, având o bună ocazie de a face legătura dintre ele. Nu ne rămâne decât să-i prezentăm pe acei care astăzi vor demonstra inteligență, artistism, istețime și, desigur, cunoștințe în domeniul sănătății. Invităm în scenă, conform tragerii la sorți, prima echipă, pe cei mai înflăcărați, cei mai originali, cei din echipa Preki. Muzica! Muzica! Invităm în scenă a doua echipă, pe cei mai scripitori, cei mai creativi, cei din echipa Fantastic. Invităm în scenă a treia echipă, pe cei mai fantastici, cei mai genioși, cei din echipa Minionii. Invităm în scenă a 5-a echipă, pe cei mai minunați, cei mai extraordinari, echipa Amici. Se aplaude!
această probă, juriul trebuie să aprecieze următoarele criterii. Prezentarea echipelor, ținuta scenică, emblema plus deviza, timpul maxim acordat este de 7 minute, punctaj maxim 10 puncte. Se invită în scenă echipa Prezi. Să vorbim despre sănătate.
Cum să facem astfel încât să trăim fără să ne îmbolnăvim, să pierdem calitatea vieții, concomitent, să muncim eficient, să ne dezvoltăm și să primim de la viață maximum de energie. Toate aceste lucruri vor încerca să le descopere elevii claselor a 5-a a 9-a, în cadrul TVC, genericul mod de viață sănătos. Până începe noi concursul, vă prezint întâi de toate păcătorul de dreptate. Se prezintă acum jurul. Vivo Lalo! Pomușa Nina. Roșca Elena. Lânsă Valentina. Astăzi, la concursul nostru, vor participa cei pasionați de farmecul și de sănătate, având o bună ocazie de a face legătura dintre ele. Nu ne rămâne decât să-i prezentăm pe acei care astăzi vor demonstra inteligență, artistism, istețime și, desigur, cunoștințe în domeniul sănătății. Invităm în scenă, conform tragerii la sorți, prima echipă, pe cei mai înflăcărați, cei mai originali, cei din echipa Preki.